Laurențiu Reghecamp și Ana Maria Prudan au trăit o frumoasă poveste de dragoste mai bine de 13 ani, iar vestea că cei doi au pus punct căsniciei a luat prin surprindere pe toată lumea. După ce sexy impresar a scos la suprafață mai multe dedesubturi din relația sa cu antrenorul, recent, acesta a vorbit, la rândul său, despre căsnicia cu vedetă. Așadar, invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, Laurențiu Reghecamp a atins un subiect care a fost extrem de controversat, mai precis episodul dintre Ana Maria Prodan și Dan Alexa. Celebrul antrenor a fost întrebat de moderatul podcastului, Cătălin Măruță, dacă a suferit din dragoste, iar acesta a răspuns vehement că da, făcând referire la episodul dintre Ana Maria Prodan și Dan Alexa, atunci când impresara a fost surprinsă în timp ce, într-o discuție aprinsă cu bărbatul, aceasta l-a lovit cu toată puterea. Mai mult decât atât, Laurențiu Reghecamp susține că nu s-ar fi așteptat niciodată că Ana Maria Prodan ar fi putut face așa ceva, explicând că îi pare rău că nu a luat decizia de a o lua pe drumuri separate încă de la acel moment. Cătălin Măruță, dar povestea asta, Laur, s-a terminat după scandalul cu Alexa, adică acolo aia te-a deranjat foarte tare, nu? Laurențiu Reghecamp, clar m-a deranjat foarte tare, îmi pare rău că nu am luat decizia de atunci. Cătălin Măruță, ai suferit din dragoste? Laurențiu Reghecamp, sincer, da. Dacă mă întrebi de momentul ăla, episodul ăla, da. Rău de tot. Nu mi-aș fi închipuit niciodată că Ana Maria ar putea să facă așa ceva. Virgulă a fost discuția celor doi. Totodată, Laurențiu Reghecamp a mai adăugat că ceea ce face Ana Maria Prodan este foarte urât și nu este o abordare tocmai corectă, mai ales că acțiunile sale din prezent îl pot afecta destul de grav pe fiul lor, Laurențiu Reghecamp Junior, în viitor. Mai mult decât atât, antrenorul a mai spus că pentru el, în acest moment, Ana Maria Prodan nu mai reprezintă nimic, ci o respectă doar pentru că este mama copilului lor. În primul rând, ce a făcut Ana este foarte urât. Uită-te la tine în primul rând, ce ai făcut tu, analizează-te pe tine, ai fost tu cea mai corectă, ai făcut tu cum trebuie lucrurile în relația cu mine și eu am greșit mereu. Nu mai văd nimic, adică pentru mine este egal cu zero, doar respectul că este mama lui bebe, în rest nimic, e plină de ură, de răutate, mojicie, vorbește foarte urât, face lucruri care o să-i dăuneze la un moment lui bebe. Virgulă a mai adăugat antrenorul.